Luând aminte la felul în care este așteptată în fiecare an sărbătoarea nașterii Domnului sau Crăciunul, conștientizăm cât de profund a fost marcată omenirea de taina întrupării Fiului lui Dumnezeu în istorie, singurul lucru nou sub soare, după observația Sfântului Ioan Damaschin, care a adus bucurie și speranță tuturor celor ce așteptau izbăvirea din robia păcatului și a morții. Cu toate acestea, ne punem întrebarea: creștinii de astăzi se mai bucură ei oare în chip autentic de evenimentul în sine care motivează acest praznic împărătesc, așa cum s-au bucurat odinioară păstorii din preajma Betleemului, tocmai pentru faptul că l-au văzut cu ochii lor pe Mântuitorul Lumii, vestit de Îngerul lui Dumnezeu? Bucuria, ca sentiment sau stare sufletească, este efectul și confirmarea cercetării sufletului de către Duhul lui Dumnezeu, atunci când omul, conștient de calitatea sa de ființă finită și responsabil de identitatea sa creștinească, îi mulțumește lui Dumnezeu cu smerenie și recunoștință pentru darul vieții și mai ales pentru iubirea totală pe care Hristos Domnul a manifestat-o față de el atunci când și-a jertfit viața pe crucea Golgotei, pentru ca oricine crede în el și se va împărtăși de roadele jertfei sale să dobândească adevărata viață în veșnicie. În acest înțeles, bucuria, ca roadă a Duhului Sfânt, se dăruiește credincioșilor cu suflet curat și smerit, ascultători și împlinitori ai poruncilor dumnezeiești, care înțeleg să trăiască în pace și în comuniune de credință și iubire în Hristos unii cu alții. Cu alte cuvinte, singura și adevărata bucurie este simțită și trăită de om numai atunci când săvârșește binele, când face roditoare darurile primite de la Dumnezeu spre folosul său sufletesc și mai ales al celor din jurul său, când aduce o rază de fericire pe chipurile posomorâte ale celor necăjiți și întristați, când contribuie după a sa putință la alinarea suferințelor celor bolnavi, întemnițați sau abandonați de rude și prieteni, când reușește să-L întoarcă la Hristos pe cel rătăcit de la dreapta credință sau când îl ajută să trăiască potrivit poruncilor evanghelice, singurele care dau sens vieții umane, când cultivă pacea, buna înțelegere, frățietatea și solidaritatea cu toți seminii săi, indiferent de apartenența lor etnică sau religioasă, așa cum au procedat părinții și strămoșii noștri de-a lungul veacurilor, care, fără a-și fi trădat în vreun fel credința strămoșească, au arătat tuturor că numai prin iubire jertfelnică în Hristos Domnul ne putem numi cu adevărat creștini și români în același timp. Păstrând legătura spirituală cu cei ce s-au ascuns în lumina celui nepătruns, după expresia lui Nichifor Crainic, respectiv cu eroii credinței și ai neamului din care facem parte, vom putea pătrunde și noi în taina sărbătorilor creștine, bucurându-ne în primul rând de ceea ce este esențial în reactualizarea an de an a evenimentului petrecut în urmă cu 2017 ani în peșterea Betleemului, și anume posibilitatea ca pruncul dumnezeiesc să se nască duhovnicește și în ieslea sufletelor noastre curățite de păcat. Această posibilitate va deveni certitudine în măsura în care, urmând lui Hristos și ascultând de Sfânta sa Biserică, vom învăța și ne vom strădui să facem binele în jurul nostru, în toată vremea și în tot ceasul, fapta cea bună fiind singura generatoare de bucurie autentică. Adresându-vă împreună cu Sfântul Apostol Pavel îndemnul "Bucurați-vă pururea întru Domnul", vă doresc tuturor să petreceți sărbătorile de Crăciun, de Anul Nou și Bobotează
cu bucurie sfântă, în deplină sănătate trupească și sufletească și cu sporite nădejde de mai bine în anul care vine, 2018. Întru mulți și binecuvântați ani tuturor! Mă bucur să adresez o salut deosebit tuturor celor care ne urmăresc din intermediul televiziunii Atlas. Un salut de Crăciun dorim tuturor celor care cred în nașterea Domnului nostru Iisus Hristos să aibă sărbători cu adevărat fericite și pline de har. Domnul care vine în mijlocul nostru, Domnul care este iubire, să-și reverse harul său asupra tuturor oamenilor de bunăvoință, să le dărească sănătate și multe împliniri în anul pe care îl așteptăm și în care vom păși în curând. La mulți ani! Un salut călduros tuturor ascultătorilor și tuturor celor care urmăresc postul de televiziune Atlas din Focșani. Vreau să însoțesc această salutare de bine cu ocazia Crăciunului, Sfântului Crăciun, atât pentru creștinii catolici, cât și pentru creștinii ortodoxi. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, să fim mai buni, să fim mai înțelegători unii cu alții și să putem crea o comuniune din ce în ce mai mare, pentru ca oamenii să se simtă ca o familie, să se simtă cu adevărat ca niște creștini, fii ai lui Dumnezeu. Tuturor Crăciun fericit și la mulți ani pentru anul 2018. Cu bine! Dragi frânceni, dragii mei prieteni, vă doresc din suflet un Crăciun fericit, sărbători fericite, un an nou plin de speranță, plin de împliniri și multe bucurii. Eu cred că merită ca împreună să avem încredere în viitor, pentru că lucrurile bune nu se fac ușor. Lucrurile bune se fac greu și cu răbdare. Dar de fiecare dată știți foarte bine că noi, eu, când am promis un lucru, m-am ținut de cuvânt și asta doar pentru că mi-am făcut datoria, iar dumneavoastră să puteți locui într-un spațiu respectat, prosper, într-un spațiu în care să fiți mândri că suntem împreună vrânceni. Dragi vrânceni, Sfintele Sărbători de Crăciun să vă aducă sănătate, liniște și prosperitate. Crăciun fericit! La mulți ani! Dragi vrânceni, permiteți-mi să vă adresez un sincer la mulți ani, fie ca aceste sărbători să vă aducă familia acasă, să vă aducă copiii și tot ceea ce înseamnă oamenii dragi. Crăciun fericit tuturor, oriunde ați fi! Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în numele Partidului Național Liberal și al meu personal, vă urez un Crăciun fericit și un an nou plin de bucurie. Sara de Crăciun. Dragi focșăneni, Sfânta Sărbătoare a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos să vă aducă bucurii, liniște sufletească, fericire alături de familie și de cei dragi. Iar în anul ce va veni, să fim mai buni, mai înțelepți, mai uniți pentru a face din Focșani orașul nostru drag. La mulți ani fericiți! Sfintele sărbători ale Crăciunului și Anului Nou îmi oferă deosebită plăcere de a ura tuturor vrâncenilor sănătate, liniște sufletească, belșug în case, sărbători fericite și tradiționalul la mulți ani! Dragii mei pânceni, întoarcem încă o filă din calendar. Ne pregătim să pășim împreună într-un nou an. Lăsăm în urmă un 2017 în care am concretizat proiecte importante pentru comunitate. La cumpăna dintre ani, vă urez ca Sfintele Sărbători să vă găsească în liniște și înțelegere cu cei dragi. Miracolul nașterii Mântuitorului să vă înnobileze casa, sufletul și să vă deschidă inima pentru bucurie și speranță.
Vă urez multă sănătate, succes în activitate și împlinirea tuturor dorințelor. Să avem cu toții un an nou mai bun, mai frumos și mai prosper. Așa să ne ajute Dumnezeu. La mulți ani! Trag de sărbători când spiritul Crăciunului și a nașterii Domnului ne încălzește sufletele. Doresc să urez tuturor rodobeștenilor și tuturor colaboratorilor sărbători fericite, să primească în suflete și în inimi căldura sărbătorilor, să încerce să fie mai buni față de cei din jurul lor și să îi ajute, să arate că suntem solidari cu tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, să se bucure de familie, de tot ce e bun în jurul lor și să aibă parte doar de bucurii. La mulți ani, rodobeșteni, la mulți ani tuturor! Doresc să adresez cetățenilor Comunei Dumitrești, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, multă sănătate, la mulți ani și un an mai bun anul ce vine. Totodată vreau să transmit un gând bun tuturor fiilor satului care sunt plecați în străinătate și pe care îi aștept să se întoarcă acasă și le promit că de fiecare dată când vor veni, vor găsi comuna mai frumoasă și mai mult așa cum și-o doresc ei. Multă sănătate și la mulți ani! Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, urez tuturor sureienilor din localitate și din afara localității sărbători fericite. Anul 2018 să vă aducă prosperitate, sănătate, numai bucurii și un călduros la mulți ani! Pe această cale aș vrea să urez cetățenilor Comunei Biliești un călduros la mulți ani, Crăciun fericit, bucurii și multă sănătate în anul care urmează. La mulți ani, dragii mei cetățeni, la mulți ani, dragi români, atât cei din localitate cât și cei din afara care muncesc în străinătate. La mulți ani și multă, multă sănătate în anul 2018. Crăciunului vă urez și dumneavoastră Crăciun fericit, întregii comunități din Ploscuțeni și în întreaga lume și celor din întreaga lume, celor dragi care lucrează în străinătate și întregii comunități din Ploscuțeni. Crăciun fericit, sărbători fericite, multă sănătate și la mulți ani tuturor! Sfântă-i sara, sara de Crăciun. Sfânta sărbătoare a Crăciunului să vă găsească sănătoși și bucuroși alături de cei dragi, pe toți locuitorii municipiului Adjud și ai județului Vrancea. Fie ca nașterea Domnului să vă umple inimile de bucurie și sufletele de liniște. Crăciun fericit și la mulți ani! Constantin Armencea, primarul municipiului Adjud. Să vă umple inima de bucurie, să vă dea Dumnezeu sănătate și tot ceea ce vă doriți, să fiți alături de prieteni și de familie, liniștiți și cu bunul Dumnezeu în suflet. Polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Vrancea sunt în permanent la datorie în toată această perioadă, asigurându-vă că veți avea sărbători liniștite. La mulți ani, din suflet! Sfintele sărbători de iarnă ne dau prilejul să urăm tuturor participanților la trafic un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și fără evenimente rutiere. Fie ca liniștea și bucuria sărbătorilor de iarnă să vă însoțească tot anul. Crăciun fericit! La mulți ani! Stimați cetățeni ai municipiului Focșani, îmi face o deosebită plăcere să vă transmit că Poliția Locală a municipiului Focșani este la datorie în perioada sărbătorilor de iarnă pentru asigurarea ordinii și liniștii publice. Din partea Poliției Locale vă doresc, alături de tradiționalul la mulți ani, succes în activitate, sănătate și multă putere de muncă. Sărbători fericite! Nou an se așterne înaintea noastră ca un volum deschis în 365 de pagini goale. Vă urăm să le scrieți numai cu lucruri bune, împliniri și fericire, pentru că la sfârșitul volumului să-l citiți cu bucurie. Un nou an fericit! Iar noi pe lângă mama... Stimați concetățeni, Ienet Focșani, tot colectivul oamenilor de aici, de la Vlădică până la Opincă, vă urează
un an nou fericit, sărbători cu bine, îmbelșugate și multă, multă sănătate. Și nu uitați să rămâneți abonați noștri. La mulți ani! Când mama vă doresc ca nașterea Mântuitorului să renască în fiecare dintre dumneavoastră credința, adevărul, pacea, lumina și bunăstarea, speranța într-un viitor mai bun, iar la cumpăna dintre ani, să găsim echilibrul de a duce o viață decentă, frumoasă, veselă, să putem zâmbi, să putem dărui bucurie și fericire tuturor celor din jurul nostru. Sărbători fericite și un an nou cu bucurie și împlinire. Mama spune de Iisus cu glas. Stimați telespectatori, dragi cititori ai Bibliotecii Județene de Iuzan Crescu Vrancea, îmi face o deosebită plăcere să vă adresez acum în preajma sărbătorilor de iarnă cele mai frumoase și mai sincere urări, cele tradiționale pe care le știți deja, dar și urările noastre de bibliotecari, acelea prin care vă invităm, vă așteptăm cu drag la noi la bibliotecă și în anul următor, să ne fiți parteneri, să ne fiți coechipieri, să ne fiți cititori și, bineînțeles, să fiți prietenii bibliotecii în continuare. Tuturor sărbători cu bine, cu sănătate, cu bucurii, cu prieteni aproape, cu familie sănătoasă și cu brăduțul acolo lângă fereastră și în suflet. La mulți ani tuturor! Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Crăciun și Anul Nou, doresc să transmit pensionarilor, colaboratorilor și colegilor Casei Județene de Pensii Vrancea sărbători fericite alături de cei dragi, multă sănătate, pace și liniște sufletească. La mulți ani! În numele Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Vrancea, cu ocazia Sfintelor Sărbători de Iarnă, urez tuturor consumatorilor vrânceni multă sănătate, bucurie, liniște sufletească și un călduros la mulți ani! Anul acesta se împlinește 2017 ani de când s-a născut Iisus Hristos, cea mai mare minune pe care a făcut-o Dumnezeu, care a schimbat credința omenirii. Și cum să nu ne bucurăm și noi astăzi să ne ducem la biserică, să ne umplem sufletul de credință. Și nu putem să uităm acei care au fost între noi și ne ducem cu lumânare să o aprindem la mormântul lor. Chiar dacă vrei și nu vrei, te întorci în stânga și în dreapta să vezi la o cruce care să scrie următoarea frază. Trecătorul oprește pasul și privește acest mormânt, că și eu am fost ca tine, că și tu vei fi ce sunt. Pentru telespectatori Atlas TV, să le dea Dumnezeu multă sănătate, să-și iubească familia și să-și umple sufletul de credință. Vă urează familia țăranului sărac de Luj din Vrancea. La mulți ani, 2018! Cu prilejul Sfintei Sărbători a Nașterii Domnului, am plăcerea să vă urez din partea colectivului Direcției de Sănătate Publică Vrancea multă sănătate, bucurii și multe zile însorite. Crăciun fericit și la mulți ani 2018! Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos să vă aducă pace, liniște, credință și multă dragoste pentru toți cei care aveți în sufletele voastre. Iar pentru noul an care vine să vă dea Dumnezeu sănătate, împliniri, bucurii și fără niciun eveniment în cadrul spitalului nostru. La mulți ani! Nașterea Domnului nostru, Iisus Hristos, să ne aducă în suflet și în case iubirea, bunătatea, înțelegerea, dăruirea, miracole pe care am avut șansa divină să le primim. Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Iarnă, vă doresc tuturor multă sănătate, pentru că este cel mai de preț dar, multe bucurii, bogăție spirituală și materială, tot ce va aduce împliniri în fiecare zi. Crăciun fericit și la mulți ani! Sfintele sărbători ale Crăciunului, precum și sărbătorile noului an, să vă găsească cu sufletul deschis pentru lumină, speranță și bucurie.
să avem convingerea că numai cu credință putem avea și împlinire. Vă dorește la mulți ani, precum și un Crăciun binecuvântat personalul Spitalului Militar de Urgență, Dr. Alexandru Popescu Focșani. Colectivul Serviciului de Neurologie a Spitalului Județean Focșani vă dorește pentru 2018 multă sănătate, împliniri, 12 luni de pace și toleranță, echilibru în toate și la mulți ani! Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, doresc tuturor vâncinilor un Crăciun fericit alături de cei dragi, multă sănătate, bucurii și un an mai bun cu împlinirea tuturor dorințelor. La mulți ani! Sărbătorile Crăciunului și anului nou să vă aducă tot ce mai bun în lume. Sănătate, iubire, fericire și prosperitate. La mulți ani! Hristos se naște, Domnul coboară. Sosirea sărbătorilor de iarnă mă îndeamnă să urez crăciunilor și tuturor telespectatorilor multă sănătate, pace în suflete, belșug în case, bucurii. Crăciun fericit vă doresc! Fie ca anul nou să ne facă pe toți mai buni, mai înțelepți și să ne aducă putere, răbdare și entuziasm pentru a realiza tot ce ne dorim. La mulți ani! Se naște, veniți la închinare. Sărbătoarea magică a Crăciunului să aducă în sufletul fiecăruia puterea de a ne păstra bunătatea, speranța, credința și iubirea. În noul an să ne găsim forța pentru a ne îndeplini visele. La mulți ani! Credință, forță, speranță, un nou început, înțelepciune, iubire, prieteni adevărați, cadouri, sunt cele mai importante gânduri pe care vi le doresc în pragul acestei sărbători. Crăciun fericit cu bine! La mulți ani! Sună îngeri și oameni, îngeri și oameni. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, să deschidem ușile, să-i primim pe toți cei dragi nouă, inimile să pătrundă lumina și căldura sufletească, să fim mai buni, e momentul să analizăm ce am făcut, să privim spre viitor. Dorim tuturor multă sănătate, putere de muncă și multe satisfacții alături de cei dragi. La mulți ani! Păstorii aleargă, iesele-a înconjoară, mari minuni se întâmplară. În viflaim azi, e mare minune. Verbură curată, dragii mei, acum de Sfintele Sărbători nu pot decât să vă ofer o parte din sufletul meu și să vă rog să trăiți frumos mai departe, să aveți un an bun, să vă bucurați de viață și să nu uitați că ea nu are roată de rezervă. La mulți ani! Nu uitați să iubiți tot ce aveți, să prețuiți, să mulțumiți lui Dumnezeu că viața este irepetabilă, că este minunată, că v-a fost dată cu un anume scop. Să nu uitați asta. La mulți ani! Tuturor vrâncenilor mei, în sufletul meu există Vrancea, țara Vrancei, sunt o parte din ea și datorez locurilor o parte din caracterul meu. Le doresc sănătate, în primul rând, cu ocazia sărbătorilor, dar și cu ocazia fiecarei zile din viața lor și pace și liniște. La mulți ani! La mulți ani, sănătate de Crăciun! Vă urez să aveți o păpică bună, să păpați cârnăciori, chiar dacă mă greșați, că o să vă treacă după 1 ianuarie, faceți gimnastică. Pa! Sărbători fericite, să avem un an mai bun. Cel mai important e să fim sănătoși, să fim fericiți, să nu fim niciodată singuri. La mulți ani! Permiteți-mi ca nume personal, în numele ceea ce reprezint și în special a familiei mele, să transmit tuturor familiilor vrâncene un Crăciun fericit și un an nou fericit, pentru că va veni după aceea nu și anul nou și tot binele din lume. Sau dacă vreți, cum zic minerii, mulți ani și bun să aveți! Hristos se naște, Hristos se naște, veniți la închinare.
cu vesel suflet, cu vesel suflet, vesele cât are. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, urez tuturor un călduros la mulți ani, elevilor, cadrelor didactice, părinților, partenerilor educaționali. Le doresc multă sănătate, putere de muncă și cele mai bune gânduri pentru anul 2018. La mulți ani, dragi focșeneni, la mulți ani, dragi vrânceni! Pe această ocazie nu pot să urez decât multă sănătate tuturor colegilor din învățământ, membri ai Sindicatului Silvei Brancea și nemembri, să lase grijile deoparte și să trăiască cu maximă bucurie magia Crăciunului. Le doresc din tot sufletul ca Moș Crăciun să le îndeplinească toate dorințele, iar anul nou să fie un an mai bun, fără griji, plin de speranță și multă sănătate pe tot parcursul anului și mulți ani de acum încolo. Crăciun fericit și la mulți ani! Astăzi răsună colindele vestind nașterea Mântuitorului pe pământ. Când Iisus vine, vine pentru mine, pentru tine, pentru fiecare elev, pentru fiecare părinte, pentru fiecare om de pe acest pământ. Și în acest moment, iubirea lui Dumnezeu, ascunsă în lucrurile create, se arată în jurul nostru. Suntem bucuroși să vă transmitem noi, elevii, colegii mei, profesorii și conducerea Colegiului Național Elisean Crean Cuza, sărbători fericite, alături de cei dragi. Mulțumesc și colegilor mei, profesorii, care și-au dăruit din viața lor pentru a învăța pe copii să aibă o viață frumoasă și să se pregătească pentru viitorul lor. La mulți ani 2018 și Crăciun! Liceul Tehnologic Gege Longinescu vă urează un Crăciun fericit și sărbători fericite cu ocazia anului nou. La mulți ani! Fie ca sărbătorile de iarnă să ne găsească alături de cei dragi, mai blânzi și mai buni. Liceul de Arte Gheorghe Catalescu urează tuturor focșenenilor un sincer la mulți ani. Colegiul Economic Mihail Cogălnicianu Focșan urează tuturor partenerilor social un an bun cu realizări. La mulți ani 2018! Frumusețea sărbătorilor de iarnă, cu dulcele ecou al colindelor și cu imaginea celor dragi în suflet, să aducă elevilor, cadrelor didactice și colaboratorilor, împlinire, iubire și multă fericire. Sărbători fericite, la mulți ani! Sărbătoarea Crăciunului să vă umple sufletul de bucurie, să vă aducă pace și liniște în suflete, să vă lumineze pașii și mintea. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vă dorim multă sănătate, liniște, bucurii și dorințe împlinite. Noul an să fie un an cu realizări, prosperitate și înțelepciune pentru fiecare dintre dumneavoastră. La mulți ani și sărbători minunate tuturor! Cu ocazia sărbătorilor de iarnă și cu apropierea noului an 2018, urez tuturor un an bun, plin de împliniri, sănătate în primul rând și succes în activitatea pe care o desfășoară fiecare la locul de muncă. Și de asemenea urez tuturor copiilor din școala pe care o conduc multă sănătate și mult succes în anul școlar care este în curs și, bineînțeles, în prima parte, cu rezultate deosebite de la olimpiadele școlare. Încă o dată, la mulți ani! Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Iarnă, urez tuturor elevilor, părinților, precum și întregului colectiv al decanatului didactic al școlii gimnaziale numărul 3 Focșani, sărbători fericite și fie ca anul ce vine să fie mai bun pentru noi toți. La mulți ani!
bine. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă și a nașterii Domnului, grădinița numărul 16 Focșani, colectivul de cadre didactice, părinți și copii, vă urează sărbători fericite, un an mai bun decât anul care trece și să ne revedem sănătoși în anul 2018. Doamne ajută! Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos să aducă în sufletele fiecăruia dintre noi pace, liniște, lumină și multă, multă liniște sufletească. Momentul când toți oamenii se liniștesc, momentul când toți oamenii se împacă, este acel moment când toți suntem mai buni. Este momentul când se realizează împăcarea dintre Dumnezeu și om. Colectivul școlii numărul 7 urează tuturor un Crăciun frumos și anul 2018 să aveți un an cu binecuvântare și cu multă credință în suflet. La mulți ani! Pe cunună ai scris frumos, pe cunună ai scris frumos. Am venit aici la voi, am venit aici la voi. Doresc ca sărbătorile de iarnă să vă găsească sănătoși, să aveți parte de sărbători bune cu multă veselie. Dacă ați fost cuminți, și știu că ați fost cuminți, să vă aducă moșul daruri multe, iar anul care vine să vi se împlinească toate dorințele, rostite sau nerostite. Crăciun fericit și la mulți ani! Colectivul Remat Prancea urează tuturor colaboratorilor și viitorilor colaboratori ca de sărbătoarea Crăciunului să se bucure de liniște și căldură sufletească alături de cei dragi, iar nouul an să le aducă fericire, sănătate, împlinirea tuturor visurilor. La mulți ani! Cofetăria Monique vă urează sărbători fericite. Vă așteptăm cu mult drag să ne treceți pragul pentru a îndulci mesele de sărbători cu produsele noastre. La mulți ani! Sărbătorile de Crăciun și de Anul Nou să vă găsească în liniște și pace, să aveți sănătate, fericire și tot ce vă doriți. La mulți ani! Minunatele nopți ale Crăciunului, colindelor și datinilor strămoșești, să vă găsească la ceas de bucurie alături de cei dragi. Vă doresc ca toate gândurile bune și curate să vă însoțească pretutindeni, iar fericirea și speranța să vă fie mereu alături în lumina unui Crăciun. La mulți ani! Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, grupul de firme Autosima urează colaboratorilor, angajaților și celor care au avut încredere în serviciile noastre un Crăciun fericit alături de cei dragi, un nou an cu sănătate, bucurii și împlinire. La mulți ani! Că e seara de Crăciun, flori. Centrul Medical Medeco vă urează un Crăciun plin de bucurie alături de familie și un an nou mai bun decât toți ceilalți. La mulți ani! Și la ocazia sărbătorilor de iarnă, colectiv Volver vă urmează sărbători fericite. La mulți ani! Crăciun fericit și la mulți ani! La anul om zini numai dacă sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos să aducă în casele tuturor sănătate, liniște, pace și multe bucurii. Anul care vine să fie un an mai bun. La mulți ani! Un cocuț dacă ni-ți da flori de măr. Marea sărbătoare a creștinătății, nașterea Domnului Iisus Hristos, nou în an 2018, îmi oferă prilejul și bucuria de a transmite celor dragi, familiilor lor, cetățenilor din municipiul Focșani și din județul Vrancea, sănătate, prosperitate și bunul Dumnezeu să ne dea putere, înțelepciune și dragoste ca lucrurile frumoase în care credem să se înfăptuiască în anul 2018. La mulți ani, vrânceni, la mulți ani, români, la mulți ani, români de pretutindeni! Casa să vi-o măturați flori de... Din partea salonului Alina Studio, vă urăm sărbători fericite alături de cei dragi, cu sănătate și bucurii. Vă așteptăm să ne treceți pragul în strada Păiniței, numărul 8. La mulți ani!
era anului în care GS Mobile împlinește 20 de ani de funcționare, noi, echipa GS Mobile, vă urăm un la mulți, mulți ani fericiți, plini de sănătate și realizări mărețe. Sărbători fericite! La mulți ani! Flori de măr și venim cu Domnul. Mit Prod, Toma Sabator Focșani vă urează sărbători fericite, masă îmbelșugată, sănătate și bucurii alături de cei dragi. La mulți ani! Să trăiască cine ascultă, să trăiască cine ascultă. SCA Avicola S.A. urează tuturor clienților și colaboratorilor sărbători fericite. Să aveți parte de bucurii, sănătate și pace în suflete. La mulți ani! Dan Vicol, director SCA Avicola S.A. Cine ascultă să trăia, cine ascultă să trăia. Cu ocazie sărbătorilor de iarnă, Crama de sub Tăijariștea vă urează un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspirații și plin de succese. Mere, Maica, cu eu sunt. Și colinda nu-i mai multă, și colinda nu-i mai multă. Sfintele sărbători de Crăciun și Anul Nou mă oferă posibilitatea mânării grupului de firme diplomatic să vă transmit Anul Nou să vă aducă bucurii și multă sănătate. La mulți ani! Și colinda-i atâta, și colinda-i atâta. Cine ascultă să trăia, cine ascultă să trăia.